Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oricum mai dau atitudinea câtorva miniștri de top din guvernul Ciolacu, în dosarul Roșia Montană, nu se poate încadra decât în două categorii, fie la incompetență crasă, fie la corupție de nivel înalt. Și să mă explic, în urmă cu, o să fac o mică cronologie. Pui în context. Da, o retrospectivă. Așa. În urmă cu o lună, premierul Marcel Ciolacu, ministrul de finanțe Marcel Boloș, purtătorul de cuvânt al PSD, PSD ca partid, au început să facă brusc declarații publice alarmante despre eventualitatea ca România să piardă procesul cu Roșia Montană Gold Corporation. Prin urmare, compania canadiană ar fi urmat să încaseze despăgubiri uriașe de peste 6 miliarde de euro. Banii aceștia, evident, n-au fost prevăzuți în buget, așa că aceiași oficiali au sugerat că acestei companii ar trebui, poate, să îi se permită să înceapă totuși exploatarea aurului de la Roșia Montană, unde se estimează că există peste 300 de tone de aur și alte metale prețioase, cantități foarte mari. Ba chiar domnul Ciolacu a zis că mai să face și un referendum pe tema asta, deci totul era, domne, facem referendum, că gata, pierdem. Declarațiile acestea au fost asumate de PSD, care a dat comunicate oficiale în care îl incrimina pe fostul prim-ministru Dacian Cioloș pentru ceea ce părea deja o victorie sigură a companiei canadiene în tribunalele internaționale, pentru că pe vremea lui Cioloș a fost oprită acolo proiectul de la Roșia Montană. Și iată câteva din aceste declarații. Comunicat PSD, 5 februarie, citez, PSD afirmă categoric că fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critică în care se află România în litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare minieră la Roșia Montană, care deține dreptul. Pe 6 februarie, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucia Romașcanu, citez, sunt convins că după ce se va ajunge la o concluzie pe care o doresc, repet, nu cred că va putea fi favorabilă integrarea României, dar cuantumul să fie unul rezonabil. Adică măcar să nu ia 7 piei de pe noi, să ne jupoie, dar mai puțin. Asta spunea purtătorul de cuvânt al PSD. Declarație Ciolacu, 23 februarie, citez, avem de plătit vreo 6 miliarde de euro pentru ce a făcut Cioloș cu Roșia Montană. Declarație Marcel Boloș, domnul ministru de finanțe, 26 februarie. Deci, zice dânsul, ne așteptăm la o decizie dacă va fi dată în acest sens care să prevadă despăgubiri la nivelul acesta al sumei care a fost deja investită. Pe 7 martie, amândoi, în evenimente separate, mai întâi Ciolacu, eu aș zice să organizăm referendum pentru Roșia Montană, să vedem dacă românii sunt de acord să începem exploatarea aurului. Iar Boloș și el, citez, au cerut 6,7 miliarde de euro și minim ceea ce au investit, adică 1 miliard de euro. Există perspectiva unei decizii nemonetare. Adică, ca să explic, să le dăm voie să înceapă exploatarea. Adică nu vă dăm banii, dar vă dăm voie să începe să lucrați. Să sperăm, spunea domnul Boloș, că alternativa asta va fi luată în calcul. Adică să nu ne ia toți banii, hai că vă dăm voie să exploatați acolo. După care a spus că există și posibilitatea ca România să fie executată silit pentru 6 miliarde de euro. Plus alte declarații de context pe la diferite evenimente. Asta încă o dată s-a întâmplat o lună de zile. Oameni atât de importanți, primul ministru, ministru de finanțe, purtătorul de cuvânt al principalului partid de guvernare, principalul partid de guvernare. După care, bam! Vineri, Curtea Internațională de Arbitraj a dat dreptate României. Nu RMGC. RMGC, Roșia Montană, Gold Corporation. Să vedeți acum vânzare de panică la acțiuni. Și presupun că domnul Ciolacu și PSD îl vor felicita, nu? Pe domnul Cioloș pentru deciziile împotriva RMGC luate acum 8 ani. Adică dacă el era principalul responsabil pentru situația critică, acum înseamnă că e principalul responsabil și pentru lucrurile bune care se întâmplă, nu? Bravo, da. Aștept comunicatul PSD. Ha-ha. Revenind, deci practic cei mai importanți miniștri ai Guvernului României plus principalul partid de guvernare au pistonat săptămâni la rând pe inevitabilitatea unei decizii nefavorabile României, adică favorabile corporației canadiene, nu? Care, ce să vezi, este listată la bursă. La bursa din Canada. Or, ce se întâmplă când o companie listată la bursă este dată drept câștigătoare sigură într-un proces în urma căruia ar urma să încaseze fie 6,7 miliarde de euro, fie dreptul de a extrage din pământ 300 de tone de aur
și alte sute de sau mii de tone de mizilicuri, ce mai e pe acolo, argint și alte chestii. Normal, acțiunile cresc masiv. Și dacă te uiți, adică și asta s-a întâmplat, dacă te uiți pe graficul acțiunilor RMGC, e simplu să vezi cum după o lungă perioadă de acalmie, prețul acțiunilor acestei corporații a început să urce susținut de la începutul lunii februarie, de când au început și declarațiile domnilor Ciolacu, Bolo și așa mai departe. Nu doar că prețul acesta despre care vorbim la acțiuni s-a dublat în mai puțin de două săptămâni în preț, deci dublare în două săptămâni a prețului acțiunilor, dar volumul tranzacțiilor a crescut de peste 15 ori prin comparație cu unele luni de anul trecut. Deci este vorba despre sute de milioane de euro tranzacționate în această perioadă. O firmă moartă, nu s-a întâmplat nimic cu acțiunile ei, stăteau la un nivel oarecare pe acolo. Brusc nu mai tranzacționa nimeni, brusc încep aceste declarații, prețul explodează, se dublează, nivelul de tranzacționare crește de 15 ori. Acum, cum se speculează la bursă, nu o să explic, dar, mă rog, extrem de simplificat, e ușor de înțeles că dacă poți face ca prețul unor acțiuni să crească, e simplu să câștigi dacă cumperi ieftin și vinzi scump, chiar înainte ca prețul să se prăbușească. Și sunt diferite căi, metode, metodologii, proceduri prin care poți să faci această speculație. Acum, să revin la afirmația de la început. Ori incompetență crasă, ori corupție la nivel înalt. Manipularea bursei prin știri pozitive sau negative este o tehnică veche care n-a fost inventată în România, dar care este considerată infracțiune serioasă, atunci când este făcută intenție. Țările civilizate au legi foarte stricte în această privință și se fac anchete foarte serioase când apar asemenea suspiciuni. Ori când liderii unui guvern european, direct interesat în această afacere, fac declarații atât de categorice despre despăgubiri de miliarde de euro ce ar urma să fie plătite unei companii listate la bursă, nu pot fi decât două explicații. Ori acești oameni încearcă în mod activ să influențeze variația prețului acțiunilor, ori pur și simplu nu pricep ce responsabilitate au din funcțiile pe care le dețin. Nu înțeleg greutatea propriilor lor declarații. Nu înțeleg care este impactul acțiunilor pe care le fac ei. Mă rog, mai e una. Și ea mi se pare destul de plauzibilă. Oamenii aceștia stau de fazani încât i-au împachetat alții cu fundițe. Nici măcar n-au mirosit-o. Nu cred. Da. Nu știu, o să vedem. Nu putem, nu știm. Adică până n-o nu să fie o anchetă serioasă acolo, o să vedem, nu avem de unde ști. Sper să nu fie așa ceva. De fapt, nici nu știu ce... Că n-ai ce să speri în privința asta. Că oricare variant ar fi, tot este... Domnul, este îngrozitor să constați cât de slabă este calitatea liderilor noștri politici naționali. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.